distribuito. Iubito, ai avut dreptate. Foarte bine că ai plecat. Nu e grea. Iubito, ai avut dreptate. Foarte bine că ai plecat. Nu e grea singurătatea. Doar că îmi tot vine să plâng și am început să beau ca să te unt. Am băut la început ce mai era prin frigider. Apoi ce mai era prin casă. Televizorul. Canapeaua. Scaunul ăla cu spătar pe care îți plăcea ție să stai, l-am băut prim. Ura. L-am băut prim. Puloverul de la maică-ta. Am rezolvat și câinele. L-am uitat o noapte afară și a dispărut. Apropo, ca o glumă, cel mai bine te uiți cu coniac Metax. Mă, mi-e atât de rău după ce beau, că uiți și de mine. Altfel îți mai spun din când în când că îmi pare rău. Că îmi pare rău. Dar nu cum ar trebui. Astăzi am cumpărat o sticlă cu ceva mai tare. N-am deschis-o pentru că... N-am deschis-o pentru că vreau să duc scrisoarea asta la poștă. Paris. Rue de Ciel. Numărul 89. Doamnei Marcel Antoaneta, dacă am înțeles eu bine. Da, am scris-o așa în franceză. Aici plouă. Mama! 55 de ani. Absolvent a facultății de limbi, specialitatea greacă veche. 5 case. Respectiv un apartament cu 3 camere în drumul taberei la Favorit, casa copilării mele, o garsonieră la etajul pe doamna Ghica vis-a-vis de par, o altă garsonieră la Foișorul de Foc, plus 2 case de vacanță. Una la Predeluț, cu vedere la Castelul Bran, și cealaltă la Eforie Sud, la nici 2 minute de mers pe jos de plajă. Știți unde era înainte Cireșica? Ei, spațiul ăla este tot al ei. Fată de pictor cu obscure capacități extrasenzoriale. Pictează îngeri pe orice, după care face cadou oricui.
încălcită într-o relație halucinantă cu bunul Dumnezeu, pe care sunt convinsă că deja l-a terminat psihic. Fostă glorie în tinerețe. Îi plac mondenitatea, bărbații tineri, femeile pe care poate să le manipuleze, sexul în aer liber, fără prezervativ, pentru că oricum nu mai are nimic de pierdut, fustele mini și discuțiile lungi și obositoare despre nimic. Nu sunt sigură că nu-i și lesbiană. De 7 ani prinsă într-un amor tomnatic mult prea static pentru capacitatea ei de efort. Vopsită. De regulă blond. Tata. 7 clase. O casă pe pământ, la țară, făcută cu mâinile lui, unde numai el hotărăște când și de ce se bate un cui. 59 de ani, deși listeți, cu câteva realizări importante pe plan local. El a inventat foarte ușoara căruță camion, cu capacitate dublă, recomandată în transportul cocenilor de porumb, și rapida bicicletă acționată cu arc de ceas. Ambele atât de necesare și utile nouă. Autodidact. 2 super cărți citite la activ. Mondo Umano, scrisă de nu știu cine, și încă una care nu sunt foarte sigur că există. Fără prieteni, deoarece s-a prins la timp că aceștia nu vor altceva decât să-i reguleze nevasta cu el de mână. Ultra-depresiv. În tinerețe, poet popular. N-a iubit-o niciodată pe mama, dar într-un bol artistic i-a dăruit în urma mai multor violuri 4 copii. Momentan, alcoolic convins. Fără obiect. Tata, 2 case. Dintre care una vilă în coproprietate pe Chisele și cealaltă bătrânească cu cerdac la Pucioasa, județul Dâmbovița, lângă casa pionierului, pe Avram Ian. 55 de ani. Avântat într-o relație adolescentină cu o persoană de vârsta a doua. Proaspăt descoperitor al erecțiilor mai lungi de 10 minute, și a mușcăturilor de gât în timpul actului sexual netimorat. Când e părăsit, poate deveni un intelectual foarte fin. Deține informații strict secrete pe care nu o să le dezvăluie niciodată, pentru că nimeni nu are nevoie de ele. Membru onorific într-o importantă organizație internațională, filiala Europa de Est, al cărui nume nu pot să vi-l dezvălui pentru că nu-l știu. Nici eu, nici altcineva, pentru că nu există. Și cotizant fanatic la o sectă, unde în schimbul unei taxe lunare, alții îl învață pe el de ce s-a născut și ce înseamnă fericirea. Respectivii, editând și o broșură mulțumită aportului financiar generos al bunului meu tată, care a înțeles printre primii cât de important este pentru român să afle cum pot să devină fericiți în 24 de ore cu numai 1 milion de lei. El, nefumător, transcendental, miop. Știți expresia aia și așa și cu banii luați? E, cam pe acolo, tata. Mama? Poposită înger. Intrasem într-un magazin și îmi cumpărasem o pereche de pantaloni cu buric. Dintre aceea, cu talie joasă. Și pornisem eu așa cu buricul tulburător de sexy să mă plimb. Mă scosese din sărită o pipiță dintre asta de 16 ani cu corp super, descălecată dintr-o mașină decapotabilă pe care am surprins-o așa că se uita la mine cu milă. De fapt, nu știu dacă ea m-a scos din sărită sau faptul că mașina din care coboruse avea număr de Franță. Întotdeauna am iubit Parisul. Fără să ajung vreodată să-l văd. Nu știu de ce, probabil de la frumosul Paris care cândva a răpit-o pe și mai frumoasa Elena.
De departe, aia a fost cea mai îngrozitoare dimineață din viața mea. O noapte înainte nu dormisem deloc. Un nenorocit de vecin tuise de 10 în 10 minute. Nu știu că cadă sărbătoare fusese. Sunt Ion, Mihai și Gabriel. Fără, nu contează. Ideea e că, după o noapte de nesomn, eu sunt vas. Traversam oricum o perioadă înainte. De câteva luni, iubisem 30 de ani și nu puteam să înțeleg cum de reușisem ca până la vârsta aia să nu fac nimic memorabil. Cum să spun eu? Nu îndrăzise să-mi doresc să ajung chiar Ricky Martin, da? Măcar un fotbalist acolo, onorabil, la o echipă de jumătate a clasamentului din China sau Coreea. Mă rog, ceva acolo. Încercați chiar să descoperi eroarea, scriind o listă cu pașii greșiți pe care i-ai făcut să mai aduce în viață. Dar nu descoperisem nicio vină, ba din potrivă, umplusem lista cu virtuți. Unele dintre ele de mare calitate umană. Și asta mi-a adâncit și mai tare confuzia. Și cu buricul gol lucrurile stau la fel. Da, în dimineața aia și în fundul gol, dacă aș fi umblat, nu s-ar fi schimbat nimic. Când ai o dimineață de căcat, înseamnă că ai o dimineață de căcat și nu trebuie să schimbe asta. Așa rămâne. Știți cum e când, după o noapte de nesomn, intri dimineața în baie și vezi că nu mai ai șampon, săpun, că ți s-a terminat deodorantul și oricât de tare ai sugruma pasta de dinți, nu mai este nicio picătură din ea? Ei bine, în cazul meu, și apa caldă era oprită. Mă afundam cu fiecare pas. Coboram parcă niște trepte și în top veneau în cap acorduri de pian. Deși nu mi-a plăcut niciodată pianul, am terminat conservatorul la secția pian. Da. Tata și-a dorit foarte mult acest lucru. E foarte sensibil la succesiunea re, fa, diez, si, do, diez, mi, bemol, tonalitatea si minor. Din păcate, niciun compozitor celebr nu a rezonat la aceleași acorduri. Astfel, fiind eu aleasa să-i alin acest dor cumplit aproape zilnic de-a lungul întregii mele copilării. Pot spune că am avut noroc îmbrățișând pian. Mamei mele plăcându-i foarte tare cursele de motociclete. Burta ei mi-a atras privirea. N-avea o burtă mare. Sigur, nici mică nu era dacă mi-a atras privirea. Dar era... foarte sexy. Buricul, mai exact. Și mersul ei parcă mergea în sus. N-am putut să-mi deslipesc ochii. M-am ținut după aia vreo 3 străzi, parcă mă împingea cineva să o urmez. Deși mă grebeam să ajung în altă parte. Nu mai știu unde, dar știu că era o întâlnire extrem de importantă. În perioada aia nu obișnuiam să ies din casă fără vreun motiv serios. După câteva clipe așa de mers besmetic pe străzi, ghinionul m-a făcut să întorc privirea către o vitrină cu bijuterii. Și m-am văzut. Printre cercei, broșe și inele de aur, o focă gravidă cu ochii umezi, singură și înfiptă într-o pereche ridicolă de pantaloni cu buric. O geantă în care el înghesuise cu pumnii crizele de personalitate. Gravidă bine și abandonată. Cam asta era, pe scurt, situația în care mă aflam eu atunci. Eram în spatele ei, deja îi simțeam mirosul, când s-a oprit brusc în fața unei vitrine. Niciodată n-am întors femeile capul după mine pe stradă. Și vreau să zic că nu mă așteptam să-mi sară în brațe. Nici n-a făcut-o. Mi-a privit doar chipul dulcea. Am transpirat instantaneu. M-am simțit pentru prima oară în viață bărbat. Mă uitam trăznit la ea și nu-mi venea să cred că și ea se uită la mine. A fost dragoste la prima vedere. Nu prevedeam ochii din cauza soarelui, dar eram singura persoană din spatele ei, așa că am înțeles. Ea era. Niciodată să nu te uiți în ochii tăi când ai o dimineață proastă. Pentru că ce găsești acolo, te nenorocește. Nici nu știu dacă eram supărată pe el. Știam că o să plece. De câteva luni se purta foarte ciudat.
îmi aducea flori, vorba cu mine, da. Îmi tot spunea că sunt o femeie minunată, nu mai făcuse niciodată asta până atunci. Îmi dădea încredere, știi? Încerca să se asigure că nu o să mor după ce o să plece. Sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Nu știu de ce au nevoie bărbații de asta. Le place să creadă că ușa ta va rămâne mereu deschisă pentru ei. Că tu o să iubești toată viața și de ce nu, în perioadele lor de cumpăn, o să-i primești în patul tău, ne întrebându-i nimic. Doar ascultându-le, neliniștile și mângâindu-i. Simțeam ușor, ușor, cum se ridică plânsul amestecat cu voma. Genunchi, pânte, picat, umeri, gât. În clipele astea, sigur că m-am făcut testul supranatural. Simțeam cum, cum intru în corpul ei, cum o cuceresc, centimetru cu centimetru. Genunchi, pântec, ficat, umeri, gât. Și nu știu de ce îmi răsunau în urechi sfaturile tatălui meu. Femeia trebuie să intri tare în ea. Acolo așa, așa țesuie în cap. Și dacă țesuie în cap, nu mai dea jos. Și cu o femeie grasă și rea pe cap, dă o pizda, mă, că nu mai e viață. Și-am rupt-o îngrozită la fugă. Și-a început ușor să alerge. Am fugit o oră, cred. Aș fi vrut să pățesc ca un Back to the Future. Știți filmul ăla cu mașina timpului care la o anumită viteză dispare în altă lume, nu? Numai că eu, de fiecare dată când eram foarte aproape să mă desprind, îl vedeam în brațele nenorocitei alea cu față de copil și în clipa aia simțeam ce simte o mașină când cineva îi scoate brusc cheia din contact la 200 de kilometri la oră și o luam de la capăt, nu puteam să mă opresc pentru că eu aș fi început să vomit, doar închideam ochii și fugeam de el, de ea, de mine, de tot. Nu mai fugea pământul. Zbura. Sunt sigur că în dimineața aia avea... Da, așa e. În dimineața aia am văzut pentru prima oară cum zboară un înger. Dacă în vitrină m-am îndrăgostit de ea, cu zborul ăsta m-a cucerit definitiv. Alergam din ce în ce mai tare și parcă nu mai alergam eu, parcă altcineva mă împingea de la spate. Alergam atât de tare încât nu mai simțeam nimic. Vedeam doar niște linii lungi și de undeva s-apropia ușor un vuiet. La un moment dat s-a oprit brusc și am trecut pe lângă ea cu lovindu-o. Pentru că prinsesem și eu o viteză de mare. Am avut nevoie de câțiva metri să mă opresc. Ieșisem din oraș. A stat pe loc câteva clipe, apoi s-a întors brusc spre șosea. Vuietul devenise din ce în ce mai clar și spunea vino, vino, vino. Și mi s-a făcut foarte cald. Nu știu exact când și-a scos tricoul și sutienul, pentru că a făcut-o foarte repede. Și am văzut-o goală. Din spate cei drept, pentru că deja călca hotărât pe șoseaua. Simțeam cum o să iau foc și parcă cineva îmi strânge capul într-o menghină. Bine, asta cu menghina sună clișeu, nu? Da. Știu, de fiecare dată când încerc să povestesc, încerc să o mai cosmetizez puțin această întâmplare, să o mai modific. Bine, nu în locuri esențiale, încerc să o mai așa, să o mai cosmetizez puțin, pentru că ador această întâmplare. E cea mai importantă din viața mea, nu? N-am lăsat-o să se dezbrace de tot, pentru că venea un camion. O iubeam deja foarte mult și n-aș fi vrut pentru nimic în lume să o pierd. Știam cumva că am întâlnit femeia vieții mele. Și că dacă aș fi pierdut-o, aș fi pierdut tot. Am simțit cum cineva mă apucă cu putere de umăr și apoi mă trage brusc în spate. Apoi am auzit un camion claxonând lung. Bine, și aici mai pot să mai schimb câte ceva, nu? Un camion sună așa banal, un camion. E mai bine decât o căruță, da? Câteva camioane cred că ar fi mult mai potrivit. Sau niște. Da, niște camioane. Așa. Și mi s-a făcut foarte frig.
și a început dintr-o dată să tremure. Deși afară era chiar foarte cald. Eram aproape goală cu un tip pe marginea șoselei. Știți cum se spune? Ce anume te-a atras la el prima oară? Ce ți-a plăcut? Mie ochi. Durerea din ochii lui. Avea o privire, cum să vă spun eu, parcă era din altă lume. Ploapele erau căzute, m-a cutremurat. Eram sigură cu genul acela de băiat care scrie poezii. Exact în clipa care a pus mâna pe umărul ei ca să o opresc, am simțit cum o nenorocită de musculiță se înfige cu putere în ochiul meu stâng. Știți cum e când îți intră ceva în ochi? N-am vrut ca primele mele vorbe să fie spuse cu ochii. Așa că am tăcut. Ce era să fac? Ustura a cumplit. Și a început să plângă. Da. Fără niciun cuvânt, așa. Avea un fel foarte ciudat de a plânge, așa ca un copil se tot pleca la un ochi. Era curios. Și cu toate că era cea mai nenorocită dimineață din viața mea, am simțit nevoia să-l ajut. L-am îngheat pe obraz, apoi l-am strâns în brațe. Deși era prima oară când o vedeam, deși nu obișnuiesc să fac așa ceva pe marginea șoselei, când m-a atins, am avut erecție. A fost cea mai rapidă și nenorocită erecție din viața mea. S-a lipit strâns de mine și n-a mai vrut să mai îmi dea drumul. Dar era mai părăsit ca mine. Nu știu când am început să ne sărutăm. Eram îmbrăcat cu niște nenorociți de pantaloni italienești dintr-un material foarte subțire. Și fără buzunare. Și vara nu port niciodată chiloți pentru că mă irit. Și nici în mână n-aveam ceva o geantă după care să mă ascund, pentru că îmi plăcea să creadă lumea că tocmai am coborât în mașină. N-am știut cum să mă feresc altfel, așa că am îmbrățișat. Numai că ea a început să mă sărute. Și îmbrățișarea s-a complicat. Mă strângea în brațe ca un nebun. Plângea și ștegea ochii ca să nu observe-o că plânge. Nu știa ce să mai fac. Erecția nu dădea niciun semn de retragere. Și simțea cum nenorocita aia de se zbate cu putere în ochiul meu. Nu-i nimic, am zis, stai liniștit și mie mi se întâmplă. Știam că cei care scriu poezii sunt de regulă foarte timizi. Așa că am început să plâng și eu. Pentru el, pentru mine și pentru alte chestii. A sărutat vreodată vreo femeie în început? Eu până atunci nu. În viața mea nu mai sărutase cineva cu atâta patima. Și poate de la oboseală, pentru că alergasem destul de mult și nu eram atât. Sau poate din neatenție, nu știu, sau poate din cauza nenorocită era de musculițe, mă rog, cine știe, am ejaculat. A fost incredibil. Incredibil. Imediat după am trăit câteva secunde din viața unei omite. Singurul lucru demn pe care mai puteam face era să o rup la fugă. Era de publicat. Numai că nu eram sigur că și ea, la rândul ei, o să alerge după mine. Așa că am încremenit într-un rânjet penibil, așteptând hohotul ei de râs. Numai că ea n-a început să râdă. Poate asta m-a și făcut să rămân în fața ei așa ca un idiot. M-a privit destul de lung. Apoi m-a luat de mână. Și am mers la ea acasă. Așa a început totul. Sigur că era o nebunie. Sigur că eram gravidă. Sigur că eram într-o depresie îngrozitoare. Sigur, sigur, sigur. Nici azi nu pot să-mi explic de ce. Chestia asta să ejaculeze un bărbat în brațe doar pentru că l-ai sărutat m-a făcut să mă simt cea mai dorită femeie din lume. Sigur că
putea să fie un pervers de norocit, nu un monstru, un criminal. Și pe deasupra aveam și copilul altui bărbat în pântec. Dar nu mă simt vinovată cu nimic. N-am mai cucerit niciodată o femeie făcând așa ceva pe marginea străzii, având o musculiță în ochi, cu atât mai puțin o viitoare mamă. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte că asta poate să fie o metodă de cucerit femei, sunt sigur că ar fi avut nevoie de foarte mult timp să mă conving. Și eu sunt un tip credul. Mama a fost foarte încântată de această întâmplare. I-a plăcut foarte mult numele lui. Mark. Deși pe el nu-l cheamă așa. Apoi m-a întrebat dacă Mark-ul ăsta are casă. Că ea nu poate să mai găzduiască o nouă poveste de iubire de-a mea. Și că e foarte bine că sunt deja însărcinată, diminuându-se astfel riscul de a mai rămâne încă o dată atâta vreme cât deja sunt. Și că are și ea dreptul la viața ei personală, măcar acum, la a doua tinerețe. A, și nu cumva să uit să-l sun pe hipopotamul care e cu ea acum, deoarece va fi ziua lui de naștere și place să primească foarte multe telefoane de felicitare. Dar nu cumva să vin să-i urești ceva personal, pentru că eu o să dea o petrecere unde sunt invitați, mă, prieteni. N-am mai apucat să-i povestesc mamei nimic despre asta. Tata s-a îmbunzit să-mi explice că e o chestie complicată și super modernă, chiar trendy, și că sunt o femeie incredibil de norocoasă. Că numai 0,2% din femeile însărcinate au norocul să se reîndrăgostească în timpul sarcinii de altcineva. Că de regulă toată sarcina și încă 2 ani, 3 ani după, femeia însărcinată suferă după tatăl copilului. Din această cauză, copiii care trăiesc în primii ani ai vieții fără tată sunt mai târziu foarte mămoși, pentru că mamele părăsite încearcă să suplinească lipsa celuilalt părinte cu un surplus de afecțiune. E, mai exact, intră peste aceștia în baie când fac pipi până la 19-20 de ani. Își fac baie împreună cu ei și alte chestii la fel de interesante din care eu nu am înțeles nimic. După care i-a sunat telefonul și a năvălit pe ușa afară, nu înainte de a înghesui în palmă 5 milioane de lei și de a mă ruga să stau liniștită, că vom mai discuta și data viitoare despre asta. Că el acum trebuie să o ia din fața facultății particulare pe Iola, aia cu care e el acum, care, nefericita, a mai ratat un examen de admitere la facultatea de pedagogie sau psihologie. Și din pricina asta este foarte, foarte tristă. Și lui nu-i place să o vadă tristă pentru că el o iubește foarte, foarte mult. Singura nedumerire a tatălui meu a fost că deși alerga ea gravidă fiind pe marginea șoselei. Și cum am putut eu să mă îndrăgostesc de o femeie gravidă când sunt atâtea femei negravide pe pământ? Nu cumva să vă omosexual? N-am ocazia să povestesc chiar totul, pentru că în cele 12-14 minute de discuție destul de relaxată, de altfel, s-a emoționat atât de tare încât s-a îmbătat criță. Și a început din senin să-mi cânte ceva, ca o doină populară cu subiect edificator în opinia lui. Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele, îndepărtându-se în felul ăsta de subiect. Evident, în încercarea lui disperată de a-mi da un sfat coerent. A început apoi inevitabil să-și plângă viața atât de plină de nenoroc, și a sfârșit prin a cere bani pentru plata telefonului fix. Factura depășind din nou 1 milion de lei. Lucru inexplicabil atâta vreme cât el nu ridicase receptorul nici măcar să mureze la mulți ani de ziua mea, tocmai din economie. Tot el a lămurit într-un final problema. Când este să se aleagă praful, se alege praful de toate. Relându-l vechea și emoționanta a povestei, respectiv pasajul cu ce câine a fost ieri și ce javră a ajuns, și cum îi fute în gură pe ăștia la, care sunt acum la putere. Și dintr-un sentiment patern greu de controlat, i-a mai spus așa o dată printre dinți că el m-a făcut pe mine și nu eu pe el. Și că poate să facă foarte mult rău, dacă vrea. Și asta doar așa pentru că el e tatăl meu și nu invers, adică așa cum aș fi vrut eu. Norocul nostru a fost că el avea un apartament cu 2 camere, într-un bloc cu 10 etaje, undeva la ieșirea din oraș.
Ea locuia împreună cu două tipe, într-un apartament cu trei camere confort, unul cu baie și bucătărie la comun. Una din ele deja măritată, iar cealaltă rămasă dintr-o sfârșitoare poveste de dragoste, cu un copil care semăna leit cu cel mai bun prieten al celui pe care îl iubisea. Respectiv cel care, în opinia ei, ar fi trebuit să fie tatăl acestui copil. Sau cam așa ceva. N-am înțeles prea bine, pentru că în cele câteva minute în care am pus într-o geantă și două cutii de carton lucrurile, am auzit de atâtea ori povestea, încât atunci când am plecat, am uitat-o complet. Una peste alta, nu mi-a fost greu să o conving să locuim împreună. Apartamentul mai avea și o jumătate de metru de balcon închis. Adică orice s-ar zice, eram o partidă. Aveam o casă în România. 48 de metri pătrați cu balcon, baie și bucătărie. Bine, bucătăria era o nișă de fapt pe care am închis-o eu cu o perdeluță și pe care a desenat el o clanță. Semăna izbitor de tare cu ușă. M-am mutat la el ca dintr-o cameră în alta. Numai că aici, de cum am deschis ușa, m-am simțit din nou acasă. După foarte multă vreme. Am trăit prima lună de vis din viața mea. Se trezea în fiecare dimineață veselă, era de un optimist incredibil. Aveam un scaun de la vechi cu spătar. Îi plăcea să se așeze în el și să mă privească minute în șir, fără să scoată niciun cuvânt. De fiecare dată când se uita în ochii mei, simțeam că trebuie să fac ceva important pentru omenire, să opresc războiul din Irak, să descopăr cine l-a omorât pe Kennedy. Ceva de genul ăsta. În perioada aia, cred că eram în stare să mut și munții din loc. Era imposibil să nu o iubești. Atunci am înțeles de ce, pe vremuri, cavalerii se luptau în turniruri ca să cucerească inima femeii iubite. Era de o delicatețe uluitoare. Țin minte că s-a chinuit odată o noapte întreagă să convingă o muscă să iasă afară din cameră, nedorind să o omoare, pentru că și ea are dreptul la viață ca toți ceilalți. Iubea foarte mult viața. Iar eu îl adoram. Apoi eu, burta a început brusc să crească, copilul să se miște și, din grijă pentru el, am încetat să mai facem dragoste. Erau momente când simțeam că e al meu. Eram chiar foarte hotărât să încep să muncesc mai mult pentru a-i asigura o viață mai bună. Așteptam împreună să nasc. Îi alesesem deja numele. Martin, cum altfel. Băiatul ăsta care ejaculase în brațele mele pe stradă, mă iubea foarte mult. Începusem să fiu nervos. Se apropia momentul să fiu tată. Nu e cel mai ușor lucru. Să fii tată. Cu ea n-am vorbit niciodată despre cel de dinaintea mea. Pur și simplu n-am avut când. Ne iubeam prea mult ca să pierdem vremea cu astfel de vorbe. Îi eram profund și sincer recunoscător că o părăsise. Atât. Citise undeva că sugarul se trezește foarte des în timpul nopții și atunci trebuie să stea cineva la capul lui ca să nu se simtă singur mai târziu. Își cumpărase un ceas cu vibrații, ca să nu mă deranjeze pe mine, și îl punea să sune noaptea din oră în oră. Se trezea, deschidea geamul de la bucătărie, fuma o țigară, apoi se culca la loc. Se antrena. Ultima mea lună de sarcină a fost foarte obositoare pentru el. E foarte important să te simți iubit din prima clipă. Copiii simt când sunt doriți. Pe ei nu poți să-i miți niciodată. Și chiar dacă se prefac din când în când că nu observă, ei știu. Stătea la pândă. Eu doar deschideam ochii și el începea să se agite. Mă implora să-i cer să facă ceva. Auzisem și eu că femeile însărcinate au tot felul de pofte. Eu n-am avut. De multe ori ceream să-mi aducă lucruri de care eu nu aveam nevoie, doar pentru că lui plăcea atât de mult. Totul decursesem normal până atunci, mersesem la toate controlele, medicul ne asigurase de fiecare dată că totul o să fie bine.
Ea era cea mai frumoasă și sănătoasă femeie însărcinată din lume. Numai că... Insuficiență respiratorie, mi-a spus doctorul. Se mai întâmplă. Stai liniștită, poți să faci 6 copii dacă vrei, așa a fost să fie. Nu ai de ce să-ți faci griji. Sigur că, dar numai că eu îmi doream acest copil, nu pe altul. Era un copil dorit, era copilul nostru și știam că o să fie iubit toată viața. Atunci eu trebuia să devin mamă. Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce. Cred că atunci acest copil ne-ar fi salvat. Cu siguranță ne-ar fi salvat. Singura mea greșeală a fost că l-am scos din calcul pe Dumnezeu. Cu felul lui ciudat de a aranja lucrurile. Nici n-au vrut să mi-l arate. El a fost peste tot ca... Ca tată. Sunt o groază de formalități. L-am îngropat apoi la Ghencea. Ca pe un om. Mi l-au pus în brațe cu un certificat de decis. Nici știu când am alergat să completez toate formularele. Pe urmă, slujbă, cimitir, pomană, una peste alta mai bine toată pentru mama. Da. Da. Ne-am cam speriat atunci. Amândoi aveam nevoie de cineva care să ne spună că totul o să fie bine, că au mai pățit-o și alții. Mă rog, de o amărâtă de mângâiere. Și atunci a apărut mama. Nu știu cum ne-a găsit. Când am văzut-o pe mama ei, m-am bucurat poate puțin cam tare. Ea era că speriat așa, mă rog, că tot ce face e greșit și m-am gândit că mama ei, ca mamă, o să o consoleze mai bine decât aș fi putut face-o eu ca om. A intrat pe ușă plânsă, lefteră și cu o mare nevoie de compasiune. Ipopotamul care era cu ea născut pe 26 ale lunii, îi vânduse tot și o dăduse pe ușa afară cu un șut în fund. N-a venit cu mâna goală. Ei a adus o icoană cu Maica Domnului pe sticlă. Mai exact un borcan de la mare în care se țin de obicei murăturile. O capodoperă a genului abstract, cred. Nu stăpânesc prea bine terenul pentru că, Doamne, iartă-mă, nu se vedea decât un singur ochi. Celălalt atârnând în interiorul borcanului. Iar mie mi-a adus un pullover de la second hand. Respectiv un pullover neplin, tocmai în pas cu moda și pe deasupra destul de trecut de prima tinereță. Dar cu timpul s-a dovedit a fi util. Nopțile răcoroase ne mai îmbeleam cu el pentru că era exact căpatul. Și de ce să nu luăm lucrurile așa? Am considerat că am primit cadou o pătură. Câteva săptămâni a trebuit să consolăm. Nu, abia după o săptămână s-a oprit din plâns pentru ca după aceea să reînceapă când și-a adus aminte că eu, fiica ei, fusesem gravidă. Și că în toată această perioadă ea mă neglijează. Și că, Doamne Dumnezeule, ce mamă era ea. Bineînțeles că am consolat-o. Când mama ei afla că Martin a murit la naștere, am avut parte de numai puțin de 5 leșinuri consecutive în 10 minute. Urmate de alte 3 din oră în oră. Și urletul ăla sfârșitor. De ce, Doamne? Nici astăzi nu mi-a putut ieși din urechi. Incredibil cât de tare pot suferi unii oameni fără să simtă absolut nimic. Câteva săptămâni a trebuit să o consolăm noi pe ea, pentru că ea una, două cădea în nesimțire și nu putea să-și revină decât cu o masă copioasă încheiată cu un pahar de vin bun. Asta lăsând-o în urma adâncă în austerul nostru buget. Din nou am avut noroc cu acest băiat, el alegând să nu-mi reproșeze niciodată nimic. Ce vină avea ea că maică să era o prămatie? Normal că o iubea. Părinții
Nu ne alegem. E normal ca o fiică să-și iubească mama, chiar dacă mama nu-și iubește fiica. Eu chiar înțeleg cum vine asta. Una pe data trebuie să ne obișnuim cu măsa prin casă, pentru că n-am mai dat semne că ar vrea să ne părăsească. Și pe bună dreptate, atâta vreme cât masa era asigurată și vinul de fiecare dată alb. Deci a făcut. Și a făcut să se ducă ea, femeie, bătrână și singură, pe străzi, să o violeze, pe mircin. Am lăsat-o în pace. A fost o decizie în asentimentul bunului Dumnezeu, pentru că în câteva luni toată casa s-a umplut cu îngeri. Pe Sfântul Gheorghe, cel cu sulița, pictându-l din considerente ascunse mie, chiar pe capacul de la WC. Fapt care m-a ajutat să descoper o nouă și nebănuită taină a vieții. Constipația. Toți oamenii greșesc, nu? Ești cu adevărat puternic când poți să ierți. De ce i-aș mai fi reproșat eu mamei mele copilăria în care s-a ascuns de mine? La ce bun să aduc aminte că nu m-am îmbrățișat niciodată? Mai ales acum când era clar că e la capăt de drum. Și într-o bună după amiază, când casa noastră arăta deja ca biserica Sfânta Vineri, iar eu devenisem mai intim decât mi-aș imagina vreodată cu Sfântul Gheorghe, cine ne calcă hotărât prag? Cuviosul tata. Înfășurat într-un steag al Vișinii. De o săptămână se pregătea de cel mai important derby al campionatului nostru de fotbal. Rapid, echipa lui de suflet urma să înfrunte Steaua. Și deși era foarte grăbit, am avut timp să-l prezint pe aia care a alergat rapid pe marginea șoselei, aducându-și foarte greu aminte de ea, și formul pe mama ei. Și fără să mă întrebe de ce nu mai e gravidă, s-a așezat la masă și a ras tot. Inclusiv măslinele și jumătatea de ceapă, aproape uscată, pe care nu ne înduram să o aruncăm de o săptămână din frigider, tocmai din economie. După care a plecat la meci. Dar nu singur, ci împreună cu mama ei, care între timp devenise o persoană foarte interesată de poziția în clasament a echipei Rapid București. Tatălui era un tip simpatic. Bine, nu pentru toată lumea. Ca tată nu știu ce calități avea, dar așa ca om, era o prezență plăcută. Mărturisesc că și eu am râs la câteva glume de ale lui. N-am aflat niciodată ce a făcut Rapidul după amiaza aia. Probabil un meci mare, pentru că după, nici tata n-a mai vrut să ne părăsească. S-a bucurat așa de tare, încât a rămas să doarmă cu mama ei. Și astfel am avut deosebită plăcere să auzim o noapte întreagă de ce Steaua e echipă de căcat și de ce, filozofic vorbind, e mai bine să fii deasupra decât de desubt. Imixtiunea fotbalului brut în filozofia religioasă s-a petrecut într-o singură noapte și, dacă am auzit eu bine, în patru etape. Prima scurtă, cea de trei ceva mai lungi, tatăl meu sărit cu o sprinteneală de invidiat de pe stadion, exact în curtea bisericii. Și iată-ne, două cupluri în două camere, cu baie și bucătărie comune. Viața noastră sexuală, afectată de nașterea lui Martin și care ușor-ușor începea să revină la normal, a încetat brusc și definitiv odată cu startul relațiilor. Făceau sex toată noaptea pentru că nu-i așa la anii lor. Ce mai aveau de pierdut? Și am auzit nume noi. Cocoșelul lui mama, degețica lui tata, pentru că dialogau tot timpul. Se întrebau, e bine așa? Te doare? Nu te doare? Dacă te doare, spune, nu mă doare. Dar cum mă simți? Uriaș, uriaș! Nu te mișca! Și apoi venea acel ae, ao, să moară din amo, a lui tata. Timp de câteva săptămâni am auzit trei ori, uneori chiar de patru ori pe noapte, urletul ăsta înfricoșător de lupta tatălui meu. După care, întotdeauna, urma o scurtă pauză
timp care noi ne grăbeam să ațipim. Apoi tatăl meu, proaspăt convertit la filozofia religioasă a mamei ei, într-un exces erotic, a vândut casa părintească, supărat pe mine și pe iubita mea, că încetasem orice fel de finanțare. Asta după ce el își mâncase toată viața de sub unghii, ca să mă trească pe mine. A cheltuit apoi toți banii împreună cu mama ei, singura persoană pe care o iubise cu adevărat. Pe aripioarele picate de la KFC, pe plăcitele de mere de la McDonald's, și uneori pe țuică. Ba chiar de câteva ori, nu mai știu cu ce ocazie, au băut șampanie. Iubirea e un sentiment foarte stran, cel puțin pentru mine. Întotdeauna am respectat acest sentiment și de ce să nu recunosc? Îmi plăcea să o văd pe mama fericită. Sigur, nu petrecea nici acum mai mult timp de câteva ori cu mine, chiar dacă locuiam în câțiva metri pătrați, chiar nu ne vedeam câte două, trei zile, dar ce mai era de zis? Și tata a revenit în forță la viață, nemaipomenind niciodată nimic, ce puțin în prezența mea, despre moartea mamei. A început să scrie poezii, de ce să nu recunosc drăguțe, pe care le dedica mamei. Apoi a venit ideea să le publice, rugându-mă să-l aruncă o relație ceva, să nu se ducă el și să-l refuze aia, că îi fute în gură de nu să văd. Era incredibil cât de bine putea să-i facă această relație. Toată noaptea râdea, nu mai picta îngeri. Bine, asta și pentru că nu prea mai avea pe ce. Toată casa noastră fiind presărată cu diferite chipuri de îngeri. Ultimul chip de înger realizat de a fusese al tatălui lui, devenit peste noapte în viața ei un sfânt. Și ușor, ușor, inevitabil nu s-a produs. Am început să-i deranjez. Eu, ca tânăr responsabil, trebuia să mă duc la serviciu, în consecință să mă trezeam în fiecare dimineață la ora 6. Casa fiind mică, oricât de atent umblam, făceam zgomot. Apoi ea, iubita mea, avea obiceiul să mănânce ceva înainte de a-și bea cafeaua. Frigiderul nostru era destul de vechi și nenoroștea de ușă scârția de fiecare dată. Apoi plicul de cafea era mai mereu murdar de țuică. Dacă îl spălai, făceai zgomot. Fără țuică fiartă, tatălui meu fiind imposibil să scrie poezii noapte. Poate că din cauza că nu stăteau singuri, relația lor a început ușor, ușor să șchiopăteze, nu? În orice relație ai nevoie de intimitate, să umbli în chiloți, chestii din asta. Ei nu umblau decât foarte rar în chiloți, pentru că de cele mai multe ori stăteau în pielea goală. Fiind spre norocul nostru foarte destupați la minte. Noi eram mai reticenți. Eu, după sarcină, rămăsesem cu un pic de aripioare, el făcuse un pic de burtă, probabil că nu mai eram tocmai grațioși. Și-au urmat lupte crâncene. Noapte de noapte trezeam în mugetele de furie ale tatălui meu sau în subiturile de plâns ale mamei. Vorbele grele și ușile trădite de cei doi pe palier, sau chiar în fața blocului, au stârnit în vecini o interesantă și sinceră simpatie. Niciunul dintre aceștia nu mai dori să-mi răspundă la salut. După o vreme, am încetat și eu să le mai vorbesc. Nu mai știam ce să facem. Am vrut chiar să fugim, dar n-am avut niciodată bani ca să plătim o chirie. Și într-o primă noapte liniștită, după multe și încrâncenate lupte, am primit un telefon. Fix la orele 2 din noapte. Primul telefon personal de la tatăl ei. M-am emoționat foarte tare. Și într-o noapte a sunat tata. Era prima oară când suna la noi. Mi-a spus să-i dau la telefon pe el, pe care nu știe exact cum îl cheamă, pentru că vrea să-i spun așa ceva ca între bărbați. Prima discuție a fost foarte scurtă. M-a întrebat dacă sunt un tip bine croit, deoarece ar avea nevoie de ajutorul meu pentru a-i cârpi unuia o pereche de palme, el personal nemaifiind la prima tinerețe. Când el mi-a spus mie de ce anume sunase tatăl meu, a auzit și tatălui, care întâmplător nu dormea. Acesta, din urmă, nevrând în ruptul capului să lase singur pe fiul său și așa am asistat cu mama în lacrimi la plecarea lor a iubitului meu, de care eu știam că nu e cel mai agresiv om din lume, împreună cu tatălui, care între timp își prinsese părul cu comandană și își rupsese maieul de pe piept să-l apere pe tatăl meu bun de nu știu cine. Întâmplarea a făcut ca cel pe care trebuia să-l speriem să fie campion național la haltere și proaspăt medaliat cu argint la Olimpiadă.
în afară de asta, soțul legitim al celei pe care o iubea tatăl iubitei mele. Pe scurt, acesta fusese plecat din țară pentru a apăra culorile patriei și când s-a întors și-a găsit soția îndrăgostită de altcineva care colac peste pupăză se și mutase în propria lui casă. Și realmente a avut o criză absolut nejustificată de nervi, aruncând într-un moment de furie, oarbă și inumană pe nou chiriaș, respectiv cel care îi putea nevasta, respectiv tatăl iubitei mele, în stradă. Din stradă fusese mi-o sunat pentru a rezolva această situație cu forța pământului. În concluzie, a fost prima oară în viața mea când am luat bătaie împreună cu tatăl meu și tatăl iubitei mele. Acest lucru sunt nu foarte tare în relația de prietenie dintre noi. Eu fiind nevoit să mă întorc acasă cu ei în brațe. Tatăl meu mai trăgându-i chiar eu niște pionturi, pentru că îmi jura foarte tare, amenințând pe toată lumea cu prietenii lui în itinerețe, pe care dacă îi cheamă, ia efectiv tot Bucureștiul în pulă. Și alte chestii de genul ăsta care ne-au ajutat să mai luăm o bătaie de la unii care nu au vrut să înțeleagă în ruptul capului că fusesem deja bătut. Iubitul meu și-a pierdut serviciul după noaptea aceea pentru că a stat o săptămână în pat. Șefii lui neputând să înțeleagă de ce. Tatălui a plecat a doua zi, promițându-ne că se va întoarce cu nu știu ce prieteni de-ai lui din tinerețe foarte violenți. Știam când a plecat tata că nu se mai întoarce. Pentru că el n-a văzut niciodată prieteni. Și în afară de asta l-am văzut intrând în garsoniera de sub apartamentul nostru, unde locuia o femeie cu multe pisici. Și apoi l-am văzut ieșind și iar intrând și iar ieșind și, iar... și tot așa de câteva ori. Și mai fusese și discuția între noi, în care mi-am mărturisit, așa ca între bărbați, că s-a îndrăgostit de altă femeie. Și că el s-a gândit la mine că s-a mutat la doi pași sub casa noastră, pentru că vrea să mă știe aproape. Adică una peste alta se încurcase cu femeia asta pentru mine. Și dacă vreodată o să am nevoie de ceva, să nu ezit să-l caut, pentru că el e dispus să-și dea și viața pentru mine, lucru pe care de altfel nu știam. Mama dintr-una între alta s-a împăcat cu tata, nu înainte de a scrijeli cu furia absolut toate chipurile de îngeri din casă și de a mă ruga să nu povestesc acum chiar tot tatălui meu. Cel mai greu pentru tatăl meu a fost să înțeleagă din ce religie provine chipul angelic al tatălui meu investit cu acele aripi albișinii, culorile rapide. Lui fiindu-i destul de străin fotbalului, a fost aproape imposibil să înțeleagă ce anume a atras-o pe soția lui la tatăl. Au mai rămas, pe urmă, să se certe încă vreo lună la noi în casă. Timp în care ea, iubita mea, a primit o ploaie de reproșuri. Capul de acuzare fiind, cum ai putut permite o asemenea relație între mama ta și tatăl meu? Cu mine, necatadicțin să vorbească, eu fiind fiul nenorocitului care îi pângărise nevastă. În toată această perioadă, mama a avut 16 căderi de calci. Soldată în ordine cu distrugerea televizorului, pe care îl știam în camera noastră, la care între timp ajunsese în camera lor, tata neputrând să doarmă, fără știri proaspete. Aveioză pe care o știam în camera noastră și care ajunsese în camera lor, tot tata neputând să doarmă, fără veioză și nu în ultimul rând, a oglinzii cu ramă de lemn de nuc, primul obiect pe care îl cumpărasem împreună cu iubitul meu, când mă mutasem în această casă. Și într-o altă bună dimineață, când ne-am trezit, nu i-am mai găsit. Tot atunci n-am găsit nici cele 3 milioane de lei pe care le ascunsesem pentru plata întreținere. După care, nu i-am mai văzut niciodată. Nu dormeam când au plecat. Le-am dat și ultimii noștri bani. Le-aș fi dat orice numai să plece odată pentru totdeauna. Cred că dacă ar fi căzut morți, n-aș mai fi simțit niciun regret. Da. Noi mă iubeam. Mă vindecasem de ei. Pentru mine, dragostea părintească a fost așa, ca o boală. Am încercat apoi să plâng, dar n-am putut decât să vomit.
Cu ea n-am vorbit niciodată despre asta. Nici eu nu eram prea mândru de tata. Marele meu noroc a fost că eu apucasem să învăț trei lucruri vitale în copilăria mea alături de el. Lucruri care m-au ajutat apoi la fiecare pas în viață. Să mă feresc de băutură. Să nu-mi violez niciodată nevasta. Și să nu mă lupt niciodată pentru nimic. Indiferent cât de tare mi-aș dori acest lucru. Mi-a arătat să de-a lungul vieții cu o răbdare supraomenească ce se întâmplă dacă nu respecti aceste reguli. Mama mea și tatăl meu m-au dezvățat să iubesc. Da. Nu că nu sunt supărată pe ei. Mă întreb doar dacă ei sunt așa fericiți cu felul ăsta lor disperat de a trăi un ultimii ani până la sânge. Singurul lucru care m-a deranjat a fost că eu a trebuit să-i înțeleg, eu a trebuit să mă port frumos cu ei, eu a trebuit să fiu eu și băiatul ăsta care ejaculase în brațele mele pe stradă. Când am rămas singuri, casa a devenit din toată foarte mare. Mi-am luat o pisică, care după câteva zile a fugit. Apoi un câine, căruia i-a fost foarte greu să se obișnuiască cu noi, schelălăind în primele două săptămâni, aproape seară de seară. Ea însă era de la o zi la alta tot mai tristă și după o vreme a încetat să mai vorbească cu mine. Apoi Nu știu unde am greșit. O iubeam foarte mult și știam că ea e femeia care trebuie să facă un copil. Numai că ea a hotărât să plece. Tot într-o bună dimineață. M-a sărutat în gând, lucru care m-a excitat din nou. A făcut dragoste cu mine. Apoi m-a așteptat să fumez o țigară. S-a ridicat și a pus câteva lucruri într-o geantă și a plecat. Am găsit mai târziu o scrisoare. Poți să te îndrăgostești așa, pur și simplu, de altcineva? Da. Și dacă da, ce faci cu persoana care încă te iubește? Îi strângi mâna și îi zici, am plecat? Și mai șoptești așa din ușă, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, vezi numai cum așa de mult că a ajuns la trei pachete. Becul de la baie a prins. Și ai și tu grijă de tine? Noi am crescut împreună, adică ea nu mai are cineva, nu? Ea înseamnă și eu. Știu că sună patetic, dar ea e parte din mine. Cea mai frumoasă și după cum ar mult zice, vreodată
să mor dacă știu ce să fac. Diferența dintre viața mea și un film bun a fost că la mine nu s-au prea legat lucrurile. Am avut toate ingredientele succesului, numai că ordinea nu a fost cea mai nimerită. Și când interpretezi rolul principal în propria ta viață, fără să cunoști dinainte scenariul, nu ai niciun fel de satisfacție. În plus, e îngrozitor de obositor. Știam că suferise foarte mult la moartea mamei lui și pur și simplu n-am putut să-i spun. Aflasem că am cancer. Ce bine avea el, nu? Am inventat o poveste de dragoste undeva pe străzile Parisului și am plecat. După câteva luni, am întâlnit-o pe mama lui. M-a așteptat aici. Un om bun. Dumnezeu a vrut ca prima mamă din viața mea să o întâlnesc dincolo. O mamă care nu era a mea, dar care nu m-a făcut niciodată să văd acest lucru. Pe Martin nu l-am întâlnit aici, deși eram foarte nerăbdătoare să-l cunosc. Mi s-a spus că a fost trimis înapoi, pentru că el, de fapt, fusese trimis pentru mine. Nu, n-am înțeles, pentru că aici nu-ți explică nimeni de două ori. Încă sunt stângace printre ei, fac așa eforturi să mă adaptez. Ce-am mai aflat că Dumnezeu are un fel mai ciudat de a aranja lucrurile, pe care nu poți să-l înțelegi decât după ce ajungi aici. Și că el se miră. De ce ne sperie atât de mult moartea când știm de când ne naștem că odată și odată se va întâmpla? Mama, mai bătrână, pictează cu succes biserici, nu mai poartă mini, nu se mai vopsește, nu mai pasionează filozofia. În plină luptă electorală pentru un post de consilier al municipiului București. Cu șanse reale. Tata? Singur. Azilul de bătrân din Moreu. Fericit că, în sfârșit, echipa Rapid a ieșit campioană. Mai mult decât atât, joacă în Liga Campionilor și la un pas să treacă în faza a doua a grupelor. Îndrăgostit până peste cap de infirmiera care îi schimba așternuțele. A purtat deja o discuție destul de serioasă cu ea, aceasta din urmă refuzându-i categoric avansurile, fapt care l-a îngreșunat și mai tare. A inventat un foarte sofisticat sistem antifurt, pe bază de clopoței, folosit cu precădere la ușa de la intrarea în camera lui. Mă mai sună din când în când, amenințându-mă că mâine, poimine moare, și el n-a apucat să cunoască pe nepotul lui, Marti, respectiv fiul meu și alălea care alerga gravidă pe marginea șosei. Tata, pasnic de noapte, în timpul liber încearcă să vândă broșura publicată pe banii lui Cum să fii fericit în 24 de ore, din care mai are câteva mii de exemplare, fără succes, poporul român atingând între timp cote de extaz superioare fericirii, deci... Avântat într-o relație platonică cu o profesoară de desen tehnic pensionară, singura femeie din lume care i-a citit broșura de mai multe ori și care l-a felicitat pentru incredibila lui inspirație de a băga bani într-o atât de mărinimoasă idee. Mama?
Am început să uit. Am văzut că a început să bea. Din păcate, nu pot să fac nimic pentru asta. Mi-e foarte dor de el. M-am învățat aici că fiecare are drumul lui și că nu poți să faci nimic pentru asta. Singura regulă la acest joc de viața pe pământ este că, până la urmă, trebuie să mor singur. Nu te poate conduce nimeni dincolo. Dar e mai bine când te așteaptă cineva. În doi, e întotdeauna mai ușor. Thank you.